Chiar dacă ai mei făceau un efort foarte mare să mă ajute, au făcut și pentru asta le mulțumesc enorm de mult. Știu că erau momente în care ai mei se mai certau. Da, am avut certuri în familie pentru că când nu ajung bani, cred că toți înțeleg ce înseamnă asta. Practic toți banii erau investiți în mine, chiar banii pe care nu-i aveam. Tata s-a săturat să tot împrumute de la diferiți oameni, am ajuns să avem foarte multe datorii. Au început să se certe foarte des când am început să am nevoie de mai multe ținute pentru concerte. Nu ne ajungeau bani, că să mergem la un magazin să luăm haine frumoase, bune. Sincer, eu mă simțeam prost în așa momente, dar chiar dacă uneori mi-a fost neplăcut sentimentul ăsta, că fac pași înainte, merg înainte, dar nu, încă nu vine succesul ăla pe care l-aștept eu foarte mult. Dar niciodată n-am zis că vreau să renunț.